De ziua mondială a Soarelui, pe data de 21 iunie la Vâlcea, a fost lansat calendarul universal perpetu, sincronic, interactiv, rotarian, în care săptămâna să înceapă în fiecare zi de duminică, iar luna să aibă între 24 și 35 de zile, în așa fel încât fiecare lună să înceapă în aceeași zi. Inventatorul calendarului, George Rotaru, și-a înregistrat la OSIM ideea și a făcut o demonstrație practică pentru ziariștii neîncrezători. Miercure. Cât e? În urmă cu 15 ani am creat un calendar, bine, atunci a fost într-o fază incipientă, un calendar nou, modern, care să corespundă zilelor noastre și să înlocuiască vechiul și perimatul calendar gregorian pe care îl folosim astăzi pe întreaga planetă Terra. Acest calendar gregorian, evident că nu răspunde cerințelor tehnologiilor avansate ale timpului nostru și nici psihicului și construcției umane care de-a lungul timpului a trecut printr-o serie de faze din punct de vedere psihologic, din punct de vedere fizic și din multe alte puncte de vedere corespondente omului modern. În față se poate observa un totem care conține doar câteva elemente ale acestui calendar, acestui sistem calendologic, care se cheamă calendarul astronomic perpetu sincronic interactiv rotarian. El poate fi numit și rotatian și rotarian. Depinde de modul și de timpul în care se folosește. Prezent la demonstrație, profesorul Emil Oprescu, inspector școlar de specialitate în județul Argeș, a pledat pentru noul calendar care își propune să-l înlocuiască pe cel gregorian, precizând că ideea a fost primită cu multă bucurie de specialiști în informatică. De ce au apărut calendarul sau cum au apărut calendarele? Această întrebare care le-am pus-o cu toții. Calendarele, toată lumea cunoaște calendarul gregorian, calendarul iulian, dar în decursul istoriei au fost multe calendare, calendare asiatice, calendare lunare, calendare solare. Fiecare popor, fiecare generație, pentru că este popor de 200 de mari, a căutat să găsească o unitate de timp. Unitatea de timp care era în Biblie era, ce spun spune, că Dumnezeu a făcut cerul mai lung la turnator de 10 la turnator de noapte și încă s-a separat ziua de noapte. Este prima dată măsură care cunoaște în timp, adică cele 24 de ore. Desigur, calendarele au apărut din necesități practice. Prima stare practică ce a fost cea legată de agricultură. Inventatorul calendarului rotarian a luat în calcul și opoziția bisericii, dar spune că este o teamă nejustificată de vreme ce toate sărbătorile religioase vor fi în fiecare an în aceeași zi.